Atenție, deci Părintele Galeriu de un leac cu țara, așa să se spune dintre eroriașii de la Sfântul Silvestru. Țara s-a născut unită în 1918, Părintele Galeriu, tot așa, în 21 noiembrie 1918. Sunt convins că aveți întrebări, dar vă sfiți așa, sau completări, poate vreți să completați ceva, eu știu. Domnul Adrian. Mă rog. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte și despre unirea realizată de voievodul Mihai Viteaz, ca prefigurare a Marului Moment. Deși a fost de scurtă durată, dar a rămas. Și multe generații au mers, chiar generația de la 1948 și cea au fost în mine acest lucru. Vă mulțumesc! Da, o să-i dau microfonul Părintelui Bogdan, pentru că este mai amplat în istorie. Foarte bine că ați pomenit un voievod martir și a fost martirizat tocmai pentru că vrea să țină o țară unită, iar vecinii noștri nu prea iubeau acest aspect. Poate cunoaște și vorba, Iorga a zis-o. Dintre toți vecinii României, cel mai bun vecin este Marea Neagră. Marea Neagră, Sărat Crescu. Toți vreau câte provincii. Din toate părțile, cum ați mai devenit, poate bine că l-ați convenit. Să și vorbește de posibilă canonizare a lui Mihai Viteaz. Mitropolitul Nestor Vornicescu, da. Dacă vă aduceți aminte, avea pregătit și avea în lucru, chiar într-o formă avansată, dosarul de canonizare a lui Mihai Viteaz. Da. Și chiar înainte cu 4 zile de a răposa, pe 17 mai 2000, a fost la o sesiune a secției de istorie a Academiei Române, Mitropolitul Nestor Vornicescu, în care a vorbit tocmai despre Mihai Viteazu și despre această posibilă canonizare, pentru care el milita și preda foarte mult. Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei. Da. Îi dau microfonul fratelui Bogdan, că nu s-a dus la mănăstirea Dealu, unde se află capul. Așa, puteți să aflați așa multe istorice legate de acest motor martiritor. Se completează. Da, prima unire a Mitropolitului Românesc, de adevărat cu sfârșit, dar și făcută de meditază. După aceea, urmând această legiferare a ei, zic așa, de domnitorul Alexandru Ioan Fuzat. Dar vedeți că totuși ne simte bine în istorie și ne bine în viața noastră, în mod foarte discret, dar foarte concludent. Foarte interesant este faptul că vorbim despre unire și despre unirea de Mihai Viteazu și unirea de 1918, realizată spre regele Ferdinand Ferdinand Maria. Aș dori să semnalăm un singur lucru. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Primul patriarh al României, un vis încă de pe vremea lui Mihai Viteazu, să fie unit, să avem o biserică ortodoxă recunoscută pe plan internațional, să fim cineva pe harta aceasta de europei, fiindcă, și după cum știți, teritoriul acesta din Carpați și între Carpați și Dunăre erau teritoriul românesc, era această idee de a avea un teritoriu unit. Și cum lucrează Dumnezeu ca tocmai din un teritoriu cum era Transilvania, un teritoriu care era un teritoriu străin de atâta timp, ajunge primul patriarh al României, episcopul Miron Hristea. Tocmai un ierarh în un teritoriu subjugat, dacă vreți. Și lucrul acesta, cred că nu este deloc indiferent. Cred că Dumnezeu cumva a vrut să marcheze și începutul din toate punctele de vedere a unei biserici ortodoxe care astăzi vedem sub Părintele Patriarh, este o biserică care duce aceste deziderate ale Marii mai departe. Și asta o spun în contextul în care duminica viitoare se va sfinți, odată este sfârșitul de sfințire, chiar dacă ea nu este 100% gata, dar se va sfinți Catedrala Națională. Catedrala Pirineanului este un vis de pe vremea domnitorilor.
vedem abia după 100 de ani sau poate mai mult de atât, cum se conturează acest vis și vedem o clădire frumoasă, o clădire elegantă, o clădire care simbolizează, dacă vreți, puterea ortodoxiei românești. Și duminica viitoare, cei care nu puteți veni acolo, este un eveniment pe care eu, în calitate de consilier patriarhal și conducător general al Comitetului SB, mă voi sfătui să-l ilustrăm cât mai bine. Vom transmite slujba de tărăsire de acolo de la catedrală și Sfânta Liturghie. Foarte mulți erau copii, vine și patriarhul ecumenic acolo și iată unul dintre dorințele scriitorii României mari se va împlini clinica aceasta. Desigur, aceste teritorii au fost ele împărțite și din Bulgaria, de la noi, din mai zi, în partea cealaltă, rușii cu Basarabia, în ce acum ei sunt niște români care se pot bucura pe deplin de această libertate, cum o facem noi. Dar poate că Dumnezeu, în timp, va recompensa cumva jertfa tuturor martirilor. Au fost și se va face o slujbă de parastas sâmbătă, înainte de sfințirea catedrală, că se minte, pentru toți cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă din primul și al doilea război mondial. Au fost probabil milioane de oameni care și-au pierdut viața pe teritoriul românesc, dar dintre cele două războiuri mondiale, peste în jur de 350.000 de oameni și-au dat viața, ca noi acum să vorbim românește, să slujim în limba română, să avem o educație în școli, tot în limba română. Iar lucrurile acestea s-au conturat cu o jertfă enormă. Și martirii din temnițele comuniste, cred că sunt, dacă vreți, scrisorul românesc, în care credința și ortodoxia românească a făcut-o cu multe vieți de români, care dați și Iuliu Costru, și Iuliu Maniu, și Ilie Lazar, și toți acești oameni și-au dat viața ca noi să avem o Românie unită și întregită. Da, nu mai sunt. Da, poți mai am o completare de fapt. Între unirea mică din 1859, cum mi se mai zice, de fapt primul pas spre unire, și unirea cea mare din 1918, a mai fost o unire de care se amintește mai puțin. În 1878, după războiul de independență, Dobrogea s-a unit cu România. Că de curând, acum pe 14 noiembrie, am sărbătorit. 140 de ani. Da, 140 de ani. Iubirea Dobrogei la Țara Mare. Da, da. Aceasta este harta, cum arătam noi atunci. Era Dobrogea înglobată, era Muntenia și Moldova. Noi așa am intrat, cam de pe poziția asta am intrat noi în război. Dar, într-adevăr, ajungem ca în 1919 să arătăm mult, mult mai mare. Într-adevăr, aceste unii, după cum am spus, au fost niște etape, niște trepte ca noi să fim o Românie unită. Pomenitorii Marii Unii, un film realizat de Trinitas TV, sunt vreo 10 filme documentare, dacă aveți posibilitatea și curiozitatea să vă uitați la ele. Noi le vom difuza în perioada 25 noiembrie 1 decembrie, în grila de programe Trinitas TV, vor fi toate aceste filme dedicate Marii Unii, despre preoții care au mers în primul război mondial și în al doilea război mondial. Sunt foarte multe filme documentare, Catedrala Națională, multe filme realizate de colegii mei despre Marea Unire, istoria unui ideal. Știu că aveți unul despre Alba Iulia. Alba Iulia, Cetatea Marii Unii. Da, sunt multe filme documentare. Acum ne uităm la un rezumat da. De aproape 20 de minute despre Păuritorii Marii Unii.